Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a avocatului Constanțean Tiberiu Bogdan Ionescu, acuzat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, favorizarea făptuitorului. În rechizitoriul întocmit, reprezentanții Ministerului Public arată că în perioada mai-iunie 2016, avocatul a pretins printr-un intermediar de la o persoană cercetată penal și totodată martor într-un dosar suma de 1.000 de euro, din care a primit efectiv suma de 3.800 de lei. Banii respectivi au fost pretinși și primiți în schimbul influenței pe care a afirmat că o are asupra unor polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. Mai mult decât atât, el și-a asigurat clientul că poate obține informații legate de comiterea unor infracțiuni de trafic de droguri aflate în instrumentare direct de la polițiști. Informațiile respective urmau să stea la baza unui denunț pe care trebuia să-l depună la unitatea de parchet și astfel să beneficieze de cauzele de reducere a limitelor de pedeapsă prevăzute în legislația specială. Și chiar s-a ținut de cuvânt, i-a furnizat clientului informațiile promise, numai că avea să-l ajute cu nimic pe cel din urmă, întrucât nu erau reale. Din această cauză l-a denunțat pe avocatul Ionescu la DNA, care au finalizat materialul probator și l-au deferit instanței de judecată. În plus, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui autoturism ce aparține inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Constanța cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.